Salutare Betania Kids! Și salutare Betania Kids în direct! Astăzi împreună cu mine am 4 copii extraordinari pe care i-am adus să pregătim pentru voi și împreună cu voi un lucru minunat pentru mămicile voastre, așa că dacă mămicile sunt prin preajmă, spuneți-le să facă altceva. Apropo, hai să-i și cunoaștem pe acești copii. Spune-ne, cine ești tu? Bună, eu sunt Emma și am 10 ani. Bine ai venit, Emma! Ne să auzim pe cealaltă domnișoară de lângă Salutare, Emma! Salutare, Betania Kids! Eu sunt Daria și am 8 ani. Bine ai venit și tu, Daria! Și cine e această minune? Salutare, eu sunt Sofia și am 8 ani. Bine ai venit, Sofia! Ne bucurăm să te avem! Și cavalerul cine este? Salutare, prieteni! Eu mă numesc Filip și am 10 ani. Ei, și împreună cu acești 4 minunați copii, vreau să pregătim pentru mămicile voastre așadar un craft. Coniți-le din preajmă! În caz că mai sunt pe acolo. De ce vreau eu să fac un craft pentru mămicia? Voi știți oare de ce? Uite, am 2 copii care deja știu. Ea, spune-ne, Daria. Pentru că în curând va veni ziua mamei. Așa este, vine ziua mamei. Și pentru că le iubim pe mămicile noastre, vrem să ne pregătim cum se cuvine pentru ele, nu? Corect. Nu știu dacă voi ați pregătit deja ceva pentru ele acasă, un ghiocel, o felicitare. Da. Dar mă sper că nu vede până eu dai, da. Așa, bun, ați pregătit. Astăzi mai pregătim ceva împreună. Împreună cu voi, da? Vrem să facem acest craft împreună. Sunt 2 mâini și înăuntru o inimioară, pentru că mama ne îngrijește cu atâta iubire și cred că cel mai des ne mângâie mâinile ei, așa-i? Când e foame, când e cald, când e sete, când vă mai mângâie mama? Când e rău. Când ți-e rău? La culcare. La culcare. Când începem un lucru nou. Când începi un lucru nou. Uneori ne mai mângâie și când greșim așa mai drăgăstos, mai, nu? Așa. Iată ce vreau să facem acum. Super! Aveți o foaie pe care o veți îndoi în două, exact la mijloc, da? Așa. După ce ați îndoit această foaie, veți folosi mâinile ca să faceți conturul. Pe prima parte, pe partea stângă, vom face mâna stângă, evident, da? Și facem conturul acestei mâini. Atenție să nu ajungeți în mijloc. Apoi, vom face conturul mâinii drepte și, evident, după ce avem ambele mâini trasate, le vom decupa. Începem, Betania Kids? Da! Putem să începem? Și voi sunteți pregătiți? Sper că da. Hai să începem treaba. Câte un creion fiecare. Mâinile pregătite pe foaie, stânga prima dată, cu degetele depărtate. Așa, bravo! Uite, eu mi-au maro. Op! Maro! Să-i dăm drumul! Odată ce ați terminat de decupat cele 2 mânuțe, le vom pune invers în această poziție, așa încât degetele mici să fie împreună. Aveți nevoie de lipici și veți lipi cele 2 mânuțe împreună, dar doar pe o margine subțire, dar nu le lipiți așa deget peste deget, aici jos doar, ok? Puțin. Puteți lipi pe una dintre ele. Puțin lipici și dacă le-ați lipit bine, lăsați deoparte să se usuce, aveți nevoie de încă o foaie de hârtie. Și vă dau și vouă încă o foaie de hârtie, puteți să puneți mâinile deoparte. Așa și ție. Ar fi bine să fie o foaie de altă culoare decât mâinile, ca să fie contrast între ele. Așa. Perfect. Luați acea foaie și o împărțiți din nou în două. Foarte bine. După care, cu creionul cu care ați trăsat sau cu altă culoare ce vreți voi,
veți face o jumătate de inimioară pe partea îndoită. Da? Deci pe partea îndoită facem o jumătate de inimioară. O să o facem destul de mare, cam de 3 degețele de-a voastră, dacă s-o cotiți. Foarte bine ai făcut-o, Sofia. Și apoi întoarceți și faceți și din coace o jumătate de inimioară. Puteți să o faceți la fel de mare sau mai mică, nu e o problemă dacă e mai mare sau mai mică. Veți vedea de ce. După care o decupăm. Ok, odată ce le-ați decupat, veți obține două inimioare. S-ar putea să fie la fel de mari, s-ar putea ca una să fie mai mică decât cealaltă. Cum e la tine, e foarte bine, oricare variantă. Acum ce avem de făcut? Inimioara noastră are două margini, și una și cealaltă. Pe fiecare margine vom scrie o calitate a mamei. De exemplu, eu voi scrie despre mama mea, este harnică, asta e una dintre calitățile ei. Tu ce o să scrii, Filip? Este talentată. Talentată! Sofie? Mama mea este iubitoare. Iubitoare. Harnică. Harnică. Darnică. Darnică. Hai să vedem alte trăsături, știți de ce? Pentru că pe fiecare parte va trebui să găsiți câte o calitate a mamei. Acum să văd eu cât de bine o cunoașteți voi pe mama și cât de bine o cunoașteți voi, cât de multe calități are. Scrieți-le pe toate, pe acele inimioare. Ok? Nu uitați, pe jumătate o calitate, altă calitate, încă una și încă una și tot așa. Bun, dacă ați terminat la fel cum am terminat noi toți și ați găsit calitățile mamei, e vremea să punem această inimioară cu toate declarațiile noastre în mâna mamei, aici. Acolo unde ați lipit cele două mâini între ele, veți lipi și inimioarele, dar fiți atenți cum trebuie să o facem. Luăm o inimioară pentru început și pe partea îndoită o lipim puțin tel, nu mult, o lipiți aici, dar doar pe această margine. Țineți îndoită și lipiți pe margine. Și această margine o vom lipi între cele două mâini. Da? Așa încât inima va fi în mijlocul celor două mâini. Repetăm operațiunea și cu cea de-a doua inimioară. O lipiți doar pe mijloc. Așa, și ridicați un pic marginile. Dacă ați lucrat la fel de bine ca noi, veți obține o inimioară 3D, adică se pot muta marginile. Dacă ați terminat de lipit cele două inimioare și mama are mai multe calități, mai faceți o inimioare, scrieți calitățile ei acolo și voi puteți să faceți asta acasă, da? După care puteți lipi apții build-uri, puteți să o colorați, puteți să colorați mâinile, cum vreți voi din imaginația voastră, noi nu vă oprim să faceți aceste lucruri. Și o dăruiți și spuneți, mama, am pregătit pentru tine un craft care să-ți arate cât de mult te iubesc. Sau poate găsiți alte formulări. Voi ce ați găsi? Ia, hai să vedem ce idee aveți când i-o dați la mami. Cea mai bună mamă pe care aș putea o avea. Și o și arăți, nu? Super, și o dai ei. Tu ce o să-i spui la mami când i-o dăruiești, Sofia? La mulți ani. La mulți ani, ce frumos, simplu și eficient. Tu ce o să-i spui, Daria? Că mă bucur să fie mama mea și eu să fiu fica ei.
Oh, ce frumos! Tu, Emma, ce o să-i spui? Eu voi spune că ea este cea mai bună mamă din lume. Mămicilor, copiii voștri vă apreciază și vă iubesc. Și eu te iubesc, mami, pentru că știu că te uiți la emisiune. Domnul să binecuvinteze toate mămicile, toate bunicile și Domnul să vă umple cu binecuvântări. La mulți ani!